De la primăria din Ulmeni, Lucian Moral, bine te revăd. Vii de la viceprimar, după cum da. S-arată, așa, să împart atribuțiile. Am avut să-i comunic ceva, să... Și ai reușit. Zic că da. Acum, să dau ceva bani, guvernul... Așa se pare că în ședința de guvern de azi, sau nu știu exact modalitatea, se vor aloca administrațiilor locale niște sume, niște sume de bani pentru a reuși și noi să închidem anul tot ce înseamnă... Pe cât speri? Acum, având în vedere... Bănuiesc că astea sunt transparente. Noi vom afla... Vor fi transparente după ce vor fi alocați, până la urmă... Da, există speranțe pentru Ulmeni? Da. Având în vedere că am foarte multe proiecte care trebuiau cofinanțate, avem și anumite cheltuieli neonorate până la ora cred asta... Cred că am pus prost întrebarea. Câți bani trebuie Ulmeniului în acest moment? Niciodată banii pe care îi avem la dispoziție, fie că vorbim de veniturile noastre proprii, fie că vorbim de alți bani veniți de la guvern, nu sunt suficienți, pentru că criza în care se afundă, se adâncește România... E profundă. E profundă și nu ocolește nici administrațiile publice locale, iar o comunitate ca Ulmeniu, în care avem 8 sate aparținătoare, are nevoie de resurse financiare cât mai multe inestimabile, ca să spune putem acum să ne ducem la bun sfârșit proiectele pe care le avem în vedere. Sperii totuși într-o rezolvare pentru Ulmeni rezonabilă? Eu sper că vom primi măcar la nivelul altor unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș și vom reuși să încheiem anul financiar 2021 cât de cât în condiții decent, rezonabile. Decent, decent, să zicem. Bun, hai să vedem dacă miroase a bani, ca să zic așa, la primăria din Ulmeni, să ne spui unde-s brazii. Brazii de Crăciun. O parte vine sărbătoarea Crăciunului, mă așteptam să găsesc un brad aici și... Din păcate, foarte, foarte strădui să văd ce-i sub brad. Din păcate, foarte, foarte mulți brazi au luat drumul străinătății, să spun așa, prin firmele de profil pe care nici măcar guvernanții nu prea au curajul să le verifice la așa cum ar fi... Deci noi livrăm brazi altora. Material lemnos foarte mult. În loc să încercăm noi să producem, dacă tot... Ne atingem de, să spun așa, aurul verde acestei țări, care înseamnă pădurile României, măcar dacă am avea o politică cât de cât inteligentă, nu avem... În exploatarea materialului ca să nu exploatăm și să exportăm bușteni, ci să mergem dar până noi, la... Noi numai bușteni exportăm. Nu mai exportăm materie primă. Exportăm grâu, exportăm porumb, sau exportăm noi exportăm cereale, buștenii și aducem mobilă. Și aducem mobilă, exportăm grâu și aducem pâine, exportăm, exportăm miei și după aia importăm carne. Șaormă. Chiar și șaormă, da. Mai nou. Bun, hai să vedem. Revin asupra brazilor. Închiriat și noi un brad, dar nu un brad natural pentru sărbătorile de iarnă și încerc pe cât se poate să ocolesc brazii din pădure și încurajez și pe cei care se uită la noi să... Fac eu de mulți lucru. Ani de zile, de vreo 12 ani, 14 ani de zile, folosesc un brad artificial. Același brad artificial care se menține în cele mai bune condiții și nici nu mă ocupă foarte mult spațiu în locuință și satisface. M-am lămurit cum stăm cu brazii. Satisface. Deci aici se protejează materialul lemnos. Da, dacă împodobim în general de sărbători ceva, împodobim cei naturali, plastic.
Nu, avem prin orașul meu, chiar și prin satele aparținătoare, brazi pe domeniul public. Dar care rămân acolo. Absolut, nu. Nu vă atingeți de rădăcini. Nu ne atingem de rădăcini. Din păcate, ar fi un lucru foarte bun să nu vă atingeți de rădăcini. Folosit această afirmație că nu ne atingem de rădăcini, dacă noi ca popor și am fi poate mai atenți la rădăcinile pe care le avem, vedem dezbaterile din Parlamentul European care au stârnit oarecare, să spun așa, dezbatere publică și nervozitate cu privire la termenii pe care îi vom folosi vis-a-vis de sărbătorile Crăciunului, vis-a-vis de cuvântul mamă, tată și așa mai departe. E vorba de rădăcinile noastre pe care unii de la Bruxelles, se zice că funcționari, dar din păcate eu cred că și oameni politici. Eu am parte de funcționare acolo, te-ai îngrozit dacă ai vedea. Da, eu chiar cred că și Parlamentul European nu duce lipsă de birocrație și de birocrați și se pare că au atât de mult timp la dispoziție încât merg până la a atinge rădăcinile multor popoare. Aici va fi mai greu pentru că avem Ministerul Familiei. A nou înființat o Ministerul a Familiei, da. Am văzut tot la rădăcini. Acum, dincolo de... Vrem, nu mergem. Hai să te mai întreb ceva, că după aia putem povesti. Câți porci ai tăiat? Ca majoritatea românilor, sau bine ar fi... Crescătorilor de porci. Cred că am spus o prostie. Cum mi-aș dori ca fiecare român să taie un porc. Să taie un porc, așa, înainte de sărbătorile. Am spus că... Așa o fac, dar sunt convins că procentul celor care își permit să taie un porc înainte de sărbători, bun, în Maramureș procentul sunt convins că e mult mai mare, dar la nivel național eu cred că nu sunt mai mult de 10, poate 15% dintre familiile de români care își taie permit fiecare porcului să taie câte un porc, așa cum e tradiția noastră strămoșească. Trebuie să tăiem un porc din bătătură. Tot la rădăcini suntem. Tot despre rădăcini vorba, înainte de sărbătorile Crăciunului. În cel mai bun caz, procentul cel mai mare al românilor poate merge să cumpere câteva kilograme de carne de porc, importată din țărea, din tot felul de țări, chiar și a Uniunii Europene, dar care au o calitate îndoielnică. Eu am impresia că nouă ni se livrează în general ceea ce consideră ei că nu corespunde pentru... Am convingerea că nu ești tu în măsură să spui că e calitatea îndoielnică, pentru că mănânci carne de porc crescută la tine în Cotieț. În general, da. În general, lasă-ne da. Pe noi care mergem la marile găselnițe comerciale ale acestei perioade. Și mai nou, spunem cât de îndoielnic. Mai nou am văzut o altă inițiativă, eu sper să rămână la stadiu de inițiativă, de data aceasta a noastră, națională, așa, că se are sau s-ar dori limitarea numărului de porci pe care îi crește într-o gospodărie. Acum, noi vom ajunge să facem exact invers cum se făcea pe vremea tovarășului Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu, o scroafă făta 9, 7, 12 purcei și se raporta că fată 18-20. Acum, trebuia să stăm bine într-un anumit plasament. Trebuia să stăm. Așa acum se va întâmpla în invers. Va face 18, dar o să raportez 5. Tot cam ăsta e numărul de purcei pe care îl face o scroafă de la 7 la 12, cam aici se încadrează, să spun așa, dar vom zice că o făta numai 4 sau 5, ca să nu vină domnii să... N-am dorit să întreb de scroafele pe care le ai tu în Cotieț, că fată, 7, 5 și așa mai departe. Din păcate, decizii de tipul ăsta aberante
nu știu cât îs ele decizii, dar provoacă vâlvă înainte de a fi luate. Mai era o dezbatere când am început eu să fac primii pași. Îmi amintesc că chestia asta, primii pași așa în viața asta publică, într-un fel sau altul, erau anii 2000-2002, ceva de genul. Am avut o dezbatere tot așa televizată cu regretatul Liviu Doru Bindea. Așa. La vremea aceea se punea problema să nu se mai producă românii horincă. Sau să producă o cantitate tot așa limitată. Și să ni se dea de la Bruxelles dreptul să producem nu știu cât. Da, nu știu când li se vor limita altora dreptul de a produce whisky, coniac sau alte băuturi pe care bine, le aici era în scop așa numita producție ghilimele artizanală. Tot stau și mă gândesc cum dracu ne vin tot felul de idei de astea năstrușnice sau cum le vin politicienilor tot felul de idei de astea năstrușnice, dar aproape toate îi lovesc pe cetățenii, pe români, pe cei care muncesc. Cum îți explici tu că voi faceți o politică și regională, o politică oareși câtva alături de putere, nu? Partidul vostru. Acum, nu poți să spui că ești în opoziție. Acum, situația... Cum îți explici că noi trebuie să nu mai facem foc cu lemne? Înainte de a intra... Deci, cineva poate să gândească astfel de chestii despre România. Vreau să spun... Cunoscând realitățile. Am citit chiar acum, înainte să intrăm în fața celor care ne privesc, așa. O informație, trebuie să o verific pe o ziară online, că Bruxelles-ul așa. Ne-a retras și nu ne mai dă voie, se discuta de vreun miliard, foarte puțin, de vreun miliard din PNRR, pe care... Guvernul va putea pune la dispoziție autorităților locale sau altor instituții pentru a extinde rețelele de gaz. Și azi am citit că nici măcar acel miliard nu ne mai dă voie să-l folosim în scopul ăsta. Pentru a extinde. Ideea ar fi extraordinară să nu mai trebuiască românii să folosească lemne. Ar fi... Eu m-aș bucura. Sunt... Să te întreb de ulmeni. În ulmeni mai sunt familii care au Buda în curte? Mai sunt familii care, din păcate, nu au reușit să treacă la un nivel normal de an 2002, final de an 2021, început de an 2022, când toaleta nu mai este în fundul bătăturii, în fundul curții. Sau lângă grajd. Să ai condiții minimale de a trăi decent. Civilizat, se spune. Da. Civilizat, mă rog. Eu cred că decent. Că civilizat înseamnă ceva mai mult. De a avea doar toaleta în casă, de a avea o baie funcțională, de a putea să faci un duș sau o baie în condiții normale, să nu apelezi la vechea, nu știu, cădiță sau ce mai folosesc românii încă, din păcate. Deci, în ulmeni avem de cazuri de soiul ăsta, încă. Mai sunt, nu foarte multe, dar mai sunt. Dar revenim la încălzirea, că se va... Va fi cu gaz. Se va... interzice încălzirea cu lemne, nu știu, undeva la nivelul anului 2026, asta înseamnă că dacă vom face lucrul acesta, va trebui să, nu știu, să dăm o dispoziție... Pentru 4 milioane jumate de gospodării. Nu, poate se schimbă condițiile climatice și nu mai avem iarnă și nu mai avem nevoie de cer prea mult celor de la Bruxelles. Gândiți-vă că rețele de gaze în România
au aproximativ 35% din români, restul au alte surse de încălzire și cred că cel mai mare procent e cu lemne. Apropo de rădăcini, majoritatea populației din mediul rural folosește la încălzire cu lemne. Este o poveste care are farmec legată de trupa de pitici circari din Rozablea. O trupă care a dat spectacole începând din Bogdan Vodă, că de acolo pornea fiecare turneu, la Budapesta, la Viena, la Cluj. Era o trupă celebră. Printre altele, au ajuns și la Auschwitz și piticii au fost cei care se aflau sub protecția lui Mengele acolo. Probabil că se foloseau experimentul, să știu experimentele lui Mengele, dar până la chestiunea asta, în perioada interbelică și chiar la începutul secolului trecut, în Rozavlea era singura familie celebră acolo și puțin frecventabilă. De ce? Pentru că toți rozăvlenii spuneau ăștia-s ăia care au Budă în casă. Erau singurii care se învredniciseră să aibă un sistem de încălzire și nu știu ce, dar nu cu gaz, tot cu lemne. Buda în casă era o chestie care te făcea nefrecventabil. Pentru că țăranul român la vremea respectivă, vorbim de rădăcinile pe care le avem, zicea, păi cum să stau de vorbă cu Lucian, că el are Budă în casă, se duce în casă la Budă. Ei, de atunci au trecut 100 de ani. Calendaristici, cât crezi că au trecut din punct de vedere istoric, apropo de evoluția pe care ne-ar cere o Bruxelles. Bruxelles. Poate la ei există buz în casă de mult. Da. Sunt convins că, și știu foarte bine, sunt societăți dezvoltate. Societăți în care resursele și alternative de energie deja funcționează într-un de mult timp și pot să introducă astfel de limitări și astfel de obligativități. Dar la noi e foarte lungă calea, că tocmai ce vorbeam de Buda și vorbim de Buda în casă sau în fundul grădinii. De aici și până la avea tot felul de sisteme performante, moderne, de a, nu știu, folosi energie verde, e o distanță ca de la cer la pământ. Nouă ne vor mai trebui, în ritmul în care ne dezvoltăm și evoluăm, câțiva zeci de ani. Să nu fiu și eu ca Silviu Brucan, care spunea de la Revoluție că oracolul de la Revoluție, care ne spunea și s-au supărat românii că ne trebuie 30 de ani, dar cred ajung la concluzia. Era varianta optimistă. Că a fost chiar și Silviu Brucan a fost mult prea foarte optimist. Deci eu cred că și tot sincer, tot stau și mă întreb cum dracu ai tu cu dracu în decembrie. Am cu dracu că da, când văd atâta prostie parcă e cu vorba ține aia, de dragi. Da, cu necuratul, să zic așa. Cum pot merge, nu știu, că până la urmă, nu știu, Ghinea, cine, dracu, o negociat cu... Dom'le, eu cred că sunt niște discuții între oameni, chiar dacă ăla e oficial, nu știu, bruxelez și tu ești ministru din România. Dar era suficient să iei o delegație dacă de funcționari foarte, de ăștia și să îi dacă să îi spui foarte oameni. Clar, dacă îi spui, noi nu putem introduce chestia asta, pentru că, uite, asta e realitatea din România. Nu avem cum. Dar trebuie să o cunoști. Ne trebuie, spune. Nu știu, ca să dezvoltăm la nivelul întregii români doar rețele de gaze, dar și astea peste vreo 15 ani nu vor mai fi acceptate, așa că și gazul poluează,
într-o mai mică măsură decât... Vor fi alte forme de energie. Alte forme de energie. Ne-ar trebui, din punctul meu de vedere, bugetul României pe câțiva ani de zile. Ceea ce nu ne putem permite. Corect. Vezi că am demarat sub Brucan, sub imperiul pesimismului și optimismului lui Brucan, suntem la ulmen, totuși. Cum întâmpinați fără draci luna decembrie? Dacă te uiți în spate anul ăsta, ce-o adus nou? Sărbătorile Crăciunului sunt cele mai... Dar tu ai avut și Moș Nicolae, bănuiesc. Da. Da, sau și... Sau la stăia de pe listă? Nu. Fiecare copil din orașul Meni, de când a venit Barza până la cel de 18 ani, a primit un mic cadou din partea, sau am fost însoțitorii sau ajutoarele moșului Nicolae și am încercat să facem bucurie pentru copiii din Ulmeni, pentru că avem și copii care, cu care moșul e mult mai generos, dar avem și copii care poate singurul moșul pe care îl întâlnesc e cel pe care îl și tu, roagă ești, autoritatea locală să ajungă la ei. Și tu ești un profitor, cu ghilimelele de rigoare, al Berzei. Da, sunt... La tine a venit Barza, la modul... La modul propriu. Propriu. Oarecum, da. Din nou, tată. Familia Murară a mai apărut un ceea ce e un lucru foarte bun. Băiețel, Darius Vasile, care ne bucură ce, foarte ce, mult. Ce sentiment s-o creat? Da, se întâmplă la 3-4 ore. Da, Darius Vasile este al patrulea copil al meu. Parcă bucuria e tot mai mare. Bine, nici eu nu mai sunt chiar la vârsta la care eram când l-am avut pe Lucian Junior, pe băiatul cel mare. Și așa, înțelepciunea, nu mai înțelepciunea și aplicarea și felul în care privești, îți privești felul în care se dezvoltă și se dezvoltă dragostea părintească, este, zic eu, mai profundă. Acum, ăsta e un lucru foarte bun în... Poate, sigur, ai auzit și tu și cu toții auzim așa o sintagmă că, în general, bunicii își iubesc mai mult copiii decât... Nepoții decât pe proprii copii. Acum, parcă mă apropiu și eu de iubirea. Au timp de ei. Parcă mă apropiu și eu de iubirea aceea a bunicilor față de copii. Frumos că îl cheamă și Vasile. Da. După Vasile, Morar. Nu? Bunicul da, am lui. Avut în vedere... Ai avut tu multe lucruri. Am avut în vedere lucrul ăsta. Acum am pus și un nume... mai, să spun așa, un pic mai modern sau... Nu, roman. Da, celălalt... Care e problema? Lucian, Cezar și Darius. Dar Lucian îi Mihai, Cezar îi și Ioan și Darius îi și Vasile. Deci... Ai îmbinat am îmbinat, acolo. Da. Și autentic. Deci, și roman. Tu ești cel mai câștigat din punctul ăsta de vedere al darurilor pe care Barza anul le-a anul 2021 și oarecum că a fost în apropierea venirii moșului, ne-a adus o mare bucurie în familie. Să trăiască și să aveți noroc. Mulțumesc. Spune-mi în zona investițiilor pentru Ulmeni. Cum se încheie anul ăsta? Se încheie binișor, au fost câteva, finalizăm câteva investiții în ceea ce înseamnă infrastructura școlară. Anul acesta am reabilitat 3 școli integral, suntem aproape de finalizarea celei de-a patra clădire. Două în satul Chilința, școala numărul 1 și școala numărul 2, școala numărul 2 din localitatea Țicău,
Mai avem în Tohat o clădire care a funcționat ca școală până când, din cauza lipsei copiilor, nu mai funcționează sau n-am mai spațiu, acela n-a mai fost folosit ca clădire pentru actul de învățământ. Reabilităm și acolo, o să vedem, poate că vom relua cursuri și în acea clădire din satul Tohat, pentru că, din păcate, aici în oraș nu, clădirile nu ne sunt suficiente pentru toți copiii care frecventează la Ulmeni cursurile. Suntem și am avut solicitare pentru construcția unei școli noi, din păcate, pe bani europeni. Așa. Ne-a fost, cel puțin, deocamdată ne-a fost refuzată finanțarea. Tot vorbim de bani europeni pe care nu reușim să-i luăm și vedeam zilele trecute o chestiune, acum chiar nu mai pot să înțeleg. Comisarul european pe care îl are România, doamna Adina Văleanu, spunea că ea nu poate să înțeleagă de ce. Pur și simplu, autoritățile noastre, guvernamentale, nu merg la Bruxelles să spună că anumiți bani nu îi putem cheltui în termen util din motive oarecum obiective. Așa. Și aici dădea câteva exemple, birocrația și modul în care se desfășoară licitațiile în România este unul foarte greoi. De multe ori aruncă investiția și dacă nu se va lucra oarecum la legislația privind achizițiile publice, o achiziție, o licitație poate să dureze ani de zile. Dacă sunt contestații... Numai dacă te gândești la întăbularea de terenuri. Nu mai vorbesc de asta. Eu vorbesc o licitație care ai ajuns cu o investiție la nivelul de a licita. De a licita servicii pentru investiții. A stabili un câștigător și exact. După aia răspunde contestațiilor. Nu vorbesc de implementare, dar vorbesc de licitație. Am înțeles. Și spunea foarte clar, dacă avem, spre exemplu, pe o linie de finanțată o anumită sumă și sunt blocate anumite licitații, domnule, pur și simplu ea spunea că ar fi suficient ca autoritatea competentă, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul de Resort, ADR-urile, să meargă să prezinte situația și să solicite mutarea acelor bani pe o altă axă unde poate deveni util rapid. Sau poate am terminat banii alocați pe axa respectivă și să se mai transfere de la o axă de finanțare la alta. Dar nu înțeleg. Noi suntem timorați la chestii de astea, dar toate guvernările. Toți care s-au succedat aici, fără să spun că unii sau alții, toți au aceeași metehnă. Noi Să nu supărăm Bruxelles. Avem noi o problemă, eu tot o discut cu mulți oameni. Spre exemplu, românul, în general, noi toți, dacă suntem bolnavi, sau nu-i bolnav cineva din familie, noi ținem secret. Spune, boala nu e un păcat. Boala nu e o rușine. Corect. Nu e un păcat, nu e o rușine. Ține de normalitate. Din potrivă, poate cu cât știu mai mulți că o persoană, un apropiat, tu ești bolnav, pot veni cu anumite soluții, pot să-ți dea anumite sfaturi. Cunosc ei un medic, nu știu, în Cluj, altul în Iași, altul în Baia Mare. La noi se vorbește domnule, se ține șoaptă. Secret. La fel și cu chestiunile astea, domnule, avem un blocaj. Hai să vedem. Și așa e o foame atât de mare în țara asta de resurse financiare pentru a ne dezvolta, pentru a crea infrastructură de toate, de la învățământ la sănătate, de la apă la canalizare, de la gaz la nu mai știu ce. 2022, uite, mă duc cu 10 ani în urmă. 2022 la Ulmeni. Ce crezi tu că se poate întâmpla bun
Acum... Având în vedere finanțările, cererile de finanțare, da. Care sunt țintele care ți-ai stabilit pe 2022? Eu, ca să fiu foarte sincer, până la sfârșitul acestui mandat, mi-am propus ca infrastructura rutieră, și aici mă refer la drumurile din orașul Ulmeni și cele 7 sate aparținătoare orașului Ulmeni, să... Câte sute de kilometri? Nu chiar sute, zeci de kilometri. Zeci de kilometri care nu sunt modernizate. Am reușit la momentul acesta ca rețeaua de canalizare să ajungă până în farța porții la 85% din populația orașului Ulmeni. Apă, cred că procentul e peste 90%. Deci se poate și asfalta. Și acum, da, am chiar dacă am fost criticat, chiar dacă cetățenii orașului Ulmeni își doreau și satele aparținătoare mai devreme să vadă și asfaltul, am crezut că și mi s-a întâmplat cel puțin pe două străzi care le-am modernizat și a trebuit să mă duc apoi să trăiem asfaltul ca să introducem canalizarea. Așa. M-a durut suflet. Acum am finalizat, așa cum am spus, aspectul acesta și avem două proiecte. Unul care deja am semnat contracte de execuție pentru 6 km de drumuri, ulițe din satele aparținătoare orașului Ulmeni. Deci aveți finanțarea, să înțeleg. Din moment ce contractul de execuție cu finanțare, sunt bani europeni. Așa. Și mai avem proiectul care aproximativ 12-13 km care l-am depus pe noul PNDL, noul PNDL, care se numește acum, nu se mai numește Angel PNDL, Salini, se numește Angel Salini. E singurul proiect pe care l-am depus. Tocmai 12 km. Fi 12 km și ceva spre 13 km. Așa. Să rezolv în mare măsură lucrul acesta. Acum, ca termene, eu mi-am propus sfârșitul mandatului. Aproximativ 2 ani și jumătate, să spun așa, cât până la viitoarele alegeri locale sau chiar mai mult de 2 ani și jumătate. Sperăm că programul Angel Salini va fi derulat cât mai repede, că vor fi alocate resurse financiare pentru Angel Salini și vom reuși să... Și probabil veți să vă gândiți, nu? Să încercați și pe PNRR. Domnul Ilea, și le dau informații... Să obțineți finanțări respectând toate condițiile pe care PNRR-ul... Vreau să vă spun, să vă dau o informație tristă pentru noi maramureșeni. Așa. Am aflat de data recentă am aflat că județul Maramureș nu este cuprins cu nimic pe PNRR. În condițiile în care Consiliul Județean... Asta e știre. O știre... din păcate foarte sinistră. În condițiile în care știu foarte bine și prin cei 3 consilieri județeni, 5 consilieri județeni pe care are PMP-ul, prin ceea ce m-am informat eu, județul Maramureș a investit o sumă mare de bani în studii de fezabilitate. Așa. Care am impresia că vor rămâne doar la studii de fezabilitate. Nu știu, nu acuz pe nimeni. Sunt convins că președintele Consiliului Județean Ionel Bogdan și-a dorit. Din păcate, și-a dorit să introducă cât mai multe, să introducă cât mai multe. De aceea și făcut atâtea studii de fezabilitate, că eu cred că anul ăsta s-au făcut în Maramureș zeci de studii de fezabilitate. Îi transmit, poate că dacă m-ar fi consultat, și nu ar fi avut doar un dialog cu cei din USR, cu partenerii lui de la conducerea Consiliului Județean, i-aș fi spus din propria experiență. Am căzut și eu în capcana asta, la un moment dat, când am făcut ceva mai multe studii de fezabilitate, că
era o problemă și tot se vehicula că noi nu avem studii de fezabilitate și nu putem obține bani. Da, țineți corect. Și am, când a fost PNDL 3-2, am depus la Ministerul Dezvoltării 12 proiecte cu studii de fezabilitate. Câte finanțări ai obținut? 5. 5. Restul de 7 studii care costă bani mulți. Iar județul Maramureș a cheltuit din bugetul propriu al Consiliului Județean o sumă importantă de bani. Și am aflat această informație, îi dau crezare în proporție de 95%, pentru că cineva care are datele și sau ar trebui să le aibă foarte exacte. Dar dacă este așa, noi ca județ ar trebui să facem un protest județean. Voi aveți ulmeniu, studii de fezabilitate. Noi avem, în virtutea acestui PNRR. Noi avem, am spus-o și cred că ultima dată când ne-am întâlnit, eu vă spun foarte sincer, nu știm ce va fi finanțat. Păi, deocamdată și aici revin și spun, nu știu ce a lucrat pe acolo mult lăudatul, dar din punct de vedere mult blamatul ministru Ghinea, pentru că primele lucruri care ar fi trebuit să facă, să transmită și nouă să ne transmită nouă autorităților locale, domnilor, cam în zona asta vă orientați, că în afară de digitalizare, da, despre asta știm cu toții, că va fi finanțată digitalizarea, tot felul de, care, clar... Astea care sunt normale în Occident. Care sunt normale în Occident, dar eu totuși mă refer la... terminarea odată, măcar apă să aibă tot românul, apă curentă să aibă tot românul în țara asta, după care canalizare. Să nu meargă în continuare în fundul grădinii. Mă, dacă îi place. Lucruri elementare, care până la urmă țin de mediu. Adică ai oferi cetățeanului român o apă potabilă, curentă, ține de... Este o obligație oareși câtva, inclusiv a administrației locale. E o obligație administrației locale, dar pe de altă parte trebuie să avem și resursele la dispoziție. Ai ridicat gunoiul pe containere colorate în diverse culori, nu? Da. Asta e o altă obligație. O altă obligație. E bun, aici avem carențe foarte mari. Vedem ce se întâmplă. Chiar am primit informația că în Baia Mare nu se mai ridică gunoiul menajer. Băi, eu sper să deci, nu fie adevărat. Azi am primit informația că municipalitatea nu a plătit prestatorului, cel puțin la nivelul anului 2021, niciun ban. Și acum, în prag de sărbători, Asta e o informație pe care urmează să Baia Mare, o verificăm și noi că e chiar de interes. Deci, azi, cel care, prestatorul de servicii, care are contract cu Drusalu, a notificat și a transmis asta că începând de azi nu mai ridică în Baia Mare. Pentru că nu s-a efectuat. Pentru că nu s-a plătit. Nu s-o plăti și să... La voi în urmen cine? Datorii spune? Foarte mare, tot Drusalu. Și cum stați cu ei? Cum stăm? Tarifele, ați plătit? Tarifele au crescut foarte mult. Tarifele au crescut foarte mult. S-au triplat tarifele. N-am înțeles foarte bine de ce s-au triplat tarifele la serviciul acesta. Într-adevăr, s-a scumpit motorina. Nu mai vorbesc că s-au scumpit toate și asigurările pe mașini, dar totuși nu la nivelul a se tripla, pentru că la ora asta nu e rezolvată. În Ulmeni s-au triplat? Chiar și în Ulmeni, da. Facturile pe care primăria le plătește lunar către prestatorul Drusalu la de 3 ori mai mari în comparație cu, nu știu, acum 2 ani de zile, să spun așa. Deci au pur și simplu au explodat prețurile. Și toate acestea se, spun așa, se transmit spre beneficiar, spre cetățean. Corect. Că
ei sunt cei care, cu toate că încercăm și mai nu reușim să plătim din ceea ce încasăm de la cetățeni, da, voi am încercat să mai venim și noi. Voi ați educat cetățenii, apropo de felul în care să pun gunoaiele, gunoiul menajer? Încercăm și e un proces care va dura și eu cred că atâta timp cât nu se duce mai departe, dacă nu se duce mai departe conștientizarea cetățeanului în sensul de a-l și stimula sau chiar și de a-l, nu știu, sancționa pecuniar, va fi mai greu să ajungem, să spun așa, la stadiul altor țări. Când spun de a-l stimula, mă gândesc, spre exemplu, la ambalaje. Așa. Spre multe țări din Uniunea Europeană, peturile, spre exemplu, ambalajele din sticlă, așa, chiar poate și cele din hârtie, sunt plătite. În momentul în care cetățeanul vine și îți aduce înapoi un PET, nu știu, ori primește o reducere la cumpărăturile pe care le face, ori primește anumiți bănuți, și eu cred că trebuie să avansăm și să stimulăm cetățenii să conștientizeze că până la urmă fiecare ambalaj costă și el. Și ar trebui să nu aruncăm Eu mi-am propus să am cu tine un dialog optimist. Până acum am avut informații care n-au nimic de-a face cu optimismul. Ce se întâmplă cu entuziasmul PMP-ului de acum 2 ani de zile? Voi în administrația locală ați câștigat inclusiv electoral. Destul de bine, ca să nu zic pentru Maramureș, chiar bine. Ce se întâmplă cu Partidul Mișcarea Populară? Să spun așa, nici la capitolul ăsta nu sunt foarte optimist. Și o spun cu o anumită regret. Chiar cred că dincolo de calitatea umană a colegilor mei din Maramureș, care este evidentă și cred că... Dar erați cei mai entuziaști la vremea... Ce s-a întâmplat? Nu, suntem entuziaști în Maramureș, doar că rezultatele noastre la nivel național au făcut, să spun așa... Nu am intrat în Parlament. Un partid care nu intră în Parlament are o anumită dificultate de a își transmite ideile și mesajele. Pe de altă parte, chiar dacă noi ne-am schimbat conducerea partidului din primăvara acestui an, președinte este Cristian Diaconescu, eu personal nu simt că mesajele lui, de altfel corecte, au impact la cetățean. Cred că își dorește prea mult să intre sau să se mențină într-o anumită haină de prezidențiabil, să vină cu, să spun așa, mesaje și idei și competențe în sensul de viitor președinte, candidat la președinția României, pe când societatea românească are nevoie de alte mesaje. Vedem că, nu știu, politicienii gen Diana Șoșoacă au mesaje care penetrează la alegători gen Diana Șoșoacă. Da, dar să spun cât ori fi ăia, câți ori fi, rămâne să... Cu regret spuneți destul de mulți. Vedem că, nu știu, entuziasmul unor partide care, în afară de foarte multe lozinci, scandal și un fel de împotriva orice,
sunt tot mai nihilismul. Sunt tot mai, nu știu, urmărite și agreate. E o țară în care toate merg prost. E firesc ca nihilismul să aibă chiar mă gândesc serios care e soluția, să vedem și noi cei din PMP, și mai ales cei din Maramureș, care ce avem de făcut, pentru că... Ați schimbat și voi mesajele. Este o vorbă. Voi aveați... Ceasul se trage de la București. Voi aveați entuziasm. Noi am făcut, domnul Ilea, noi la alegerile locale, să nu mai spun, să iau toate alegerile din ultimii 4 ani de zile. De fiecare dată ne-am dublat scorul național. La alegerile locale, spre exemplu, am luat 13%. La alegerile parlamentare am luat 9%. Doar că vocea noastră și ideile noastre nu pot fi implementate. Rămân la nivelul afirmații. Până la urmă, un om politic este făcut ca și partidele politice, că tot am auzit și am văzut și așa, că partidele politice fugeau de guvernare. Dimpotrivă, menirea unui om politic, a unui partid politic, e acela de a conduce, de a și implementa ideile, proiectele și așa mai departe. Precum ai văzut, tocmai de aia s-o sacrifica PSD-ul. Ca să poată prelua, să-și pună în practică ideile. Vreau să vă spun un lucru, în comparație cu alții, în momente grele, și traversăm un moment greu, nu numai datorită pandemiei, în primul rând datorită pandemiei, dar și a crizei, care, criza energetică, criza gazelor. Sunt multiple. Da, e mai ușor să stai în opoziție, e mai ușor să critici decât să vii în fața oamenilor. Să vii în fața oamenilor și acum, dincolo de toate, domnul Ilea, și doamne, chiar ieri am fost la niște cumpărături. Vă dau cuvântul meu de onoare, m-am crucit, adică cu 200 de lei nu cumperi nimic. Deci eu am crezut că ți-ai cumpărat vreo mașină. În comparație cu ce era, deci nu mai departe de poate un an jumate, 2 ani, a scăzut puterea de cumpărare fantastic. Eu tot văd, poate nu mă pricep eu, aud că inflația în România, nu știu, poate va ajunge la 10%. Oameni buni, eu cred că inflația în România e 40%. Eu cred că cel puțin cu 40% s-au scumpit pe medie toate. Ieri la cumpărături ai fost prin magazine? Da, am fost în magazin să fac niște cumpărături pentru acasă. Și se apropie sărbătorile, așa, mi-a făcut soția o... De 200-300 de lei, ce ai cumpărat? Într-o punguță m-am dus acasă cu ceva. Deci, mulțumesc, am un salariu decent, dar omul care are, nu știu, 1.000-2.000 de lei salar, o familie să trăiască cu 4.000 de lei într-o lună în care are 2 copii, are... Căldura, curentul... Nu mai vorbesc că nu ne-au venit facturile, nu știu, cred că vor să ne facă ăștia cadou de Sfântul... E Moș Crăciun. Moș Crăciun. Pot să prindă Moș Crăciun dacă se mișcă repede. Exact. O să ne vină pe 2 luni de zile, o să stau îngrozit. Până una alta, acum, dincolo de toate dragilor, eu înțeleg că țara asta, că trebuie stimulate, dar ce facem cu românii care mor de foame? Ce facem cu aia care au pensia de 1.200 de lei? Să nu mai vorbesc. Trebuiau găsit cât de cât, nu? Am văzut că se au în vedere niște majorări de pensii, de alocații, în zonele cele mai vulnerabile a societății. Și PSD-ul a venit. Liberalii văd că s-au cam opus. Eu știu că bugetul e limitat, dar nici nu pot să lași pe mama mea, care are 70 de ani, să-i spun că va avea pensie un pic mai bună peste 3 ani? Să nu se revină, sper să nu se revină la curbe de sacrificiu specifice, adică, zonei interbelice secolul trecut. Eu știu că toate trebuie făcute, dar
Nici să lăsăm pe unii oameni să la gradul de sărăcie în România de un an de zile a crescut cu nu știu câte procente, 7-80%. Se vorbește sub nivelul sărăciei. Sub nivelul sărăciei, eu înțeleg că trebuie să ne închidem, să închidem bugetul, sunt nevoi peste tot, dar nici să lăsăm pe frații noștri, pe vecinii noștri, pe bătrânii noștri să ce? Păi, bătrânii sunt mai defavorizat, cel mai defavorizat segment al vieții românești la ora asta. Începând dincolo de cheltuieli și singurătatea. Pentru că rare ori ne mai căutăm bătrânii să mai stăm de vorbă cu ei. Chestiune care în România nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat niciodată. Nu s-a întâmplat niciodată. Asta e un decembrie. Bun, acum, cu toate astea, noi ca așa nație și... noi aici la Ulmeni, da, suntem... Pe noi ne mai salvează și umorul. Noi, da, două chestiuni. Noi avem o vorbă românii, zice, se poate și mai rău. Zice, bă, și mai rău să poate. Asta e o greșeală. Noi zicem, nu vine, zice, o goaie e că se poate și mai rău. Da, dar acum așa, să încheiem și într-o formă de glumă. Nu știu dacă știi care e diferența între un om pesimist și unul foarte pesimist. Depinde chestia de informație, cât de bine informat e. Nu. Pesimistul zice, bă, zice, om umbla, om ajunge, eu umbla a cere. Pesimistul. Și ăla foarte pesimist, bine, dacă umblăm tăța cere de la cine? Nu mai avem nici măcar de la cine cere dacă umblăm toți. Om ajunge tot să umblăm la a cere. Lucian pesimist. Morar, primarul din Ulmeni. Sărbători frumoase, Crăciun fericit și să fim totuși optimiști că... Între pesimist și cel mai rău pesimist, preferăm optimismul. Optimismul. Cam atât de aici, de la Ulmeni, sărbători frumoase și să vină Moș Crăciun la toți cei din Ulmeni. Și aici te ocupi tu, poate că veniți. Încercăm să facem. Să facem bucurii celor mici. Bucurii mai ales celor nevoiași. Cam atât de aici, de la Ulmeni. La revedere!